Dacă școala asta mare se construiește și ea să fie construită, dacă aceste școlițe mințitele, în afară de Pătrășeni în momentul de față, ele nu are sensul de funcționare. Dar când se termină construcția? Poftim? Când se termină construcția școlii? Nu înțelegeți? Construcția școlii, eu nu pot să spun că nu depinde aceasta de mine. Toate documente care au făcut, este site-ul de Ferrara, până la 1 septembrie mă gândesc că trebuie să fie terminat. Anul acesta? Da. Nici. Eu vă spun realitatea care este. Nu mă tem să eu răspund, eu răspund. Înțelegeți că noi putem și anul copiii tot a să scadă. Și tot problema aceasta să fie cu neajunsul de lucru. Și o întrebare totuși, cum este școala de bază, nu s-a luat hotărârea, școala de bază Ternauca, unde în primărie o facem bază? Unde se facem bază? Corpus celălalt nou, care să fie? Păi, peste facem corpus celălalt nou și mai facem o ședință și o luăm hotărârea. Dumneavoastră, mă gândesc tare bine știți că dacă trece asta până la cel târziu, la 1 iunie, ca să se facă reorganizările acestea, cum mai este? Nu retrăiește starea mea, că dacă luăm eu să vadă că este școală, să facă, să poate, chiar de la 1 septembrie, nicio problemă. Cum e să fie nu ce problemă pe genul să fie. Că era așa de condiții, sunt, sală, spătărie, da, să arătăm ceva. Hai să vedem comisia dvs. Leacă în o spătărie care are, nu știu câte sute de ani, 200 de ani, o spătărie din Ternauca. Dacă mai este undeva așa o spătărie, da. Școala care nu are o școală destul, știți, școala din Ternauca dă cadre bune, vreau să vă zic. Toate neajunsurile care sunt în ziua de astăzi, pe tot locul. Școala care nu avem o sală de festivități, ca un elit în capetul de fizică. Școală fără sală sportivă, fără bucătărie, fără condiții unde se faci aceștia mici, pe dus în primărie, care, slavă Domnului, și are o leac de ani, pe ce școală de bază? Pe hârtie? Da. În realitate, nu. Nu, eu înțeleg că timpul cel mai ușor de criticat. O fost să spun că și școala în care am învățat, eu tot nu e nici școală, sau de festivități, nu nici... Păi, mici, acum să mai construi câte ceva. Nu, școala da. De Ternauca, cineva mi-a spus că spuneți-i mulțumesc, Marie Ivană, că a început școala de Ternauca și nu a terminat-o întâi pe cei de la Culiceni. Da, e păcat că nu știu ce e terminată. Dar Ternauca e cei mai veche școală din raionul Herța. Nu, ora 2. O rămas cu cei mai învechită bază materială și trebuiește că nu-i unde. Eu sunt de acord cu 100%. Eu sunt de acord că atât totul se fac. Păi hai să facem de. Eu de timp sunt de acord. Pur și simplu trebuie să fie înțeles că ce vedem noi în viitor. Eu sunt de acord că oricare școală se dezvolte, oricare sat, pur și simplu eu ieșim din condițiile care sunt. Am spus că nu numai Ternauca. Prima care este cel mai mult asta este Ternauca, rezerve unde este. Școala din Bacenci, rezerve este și școala din Sorin, filiala care este. Și acolo se poate deschide răzniți. Eu spun realitatea care este, care este vederea ca să dezvolte sistemul. Că dacă să întreținem, pur și simplu, mai multe instituții decât noi putem de întreține, pur și simplu, dezvoltarea noi n-am să fie. Concentru știți, la un corpus să e, altul să dau și invers. Când s-a mai făcut școli să construiască pe contul raionul? Statul construie școlile, dezvoltare. Care dezvoltare? Mă, dar cum... Eu am auzit că s-a făcut calculi, 1,5 milion sau cât acolo. Asta ce e? Vreau să spuneți că, în primul rând, nici nu e 1,5 milion, chiar dacă închideți toate 3 școli din cursul Ternauca. Nu este 1,5 milion, pentru că hârtie este una planificată, în realitate tot șoleacă mai puțin merge. Dacă luăm în considerație că la Hergirigeli n-ați dat o copeică, știți, e un fel de, nu știu cum se numesc, zona aceea, vâjivanie. Ne-am înțeles că nu dați până la anul nou, pentru că nu a fost planificat. Dar la anul nou, în mod special, să nu găsiți 1000 de grivne să dați pentru lemne, au dus părinții cu căruța lemne, au dus cu părinții de acasă și au cumpărat ceainic, au făcut ceai, buterbroade, au hrănit copii. O copiică să se vie la mâncare, o copiică să se... Și eu văd storia atât de bună și de bine învață copiii ce... Condiții nu fac bunii ca Ternauca. Da. N-ați dat o copiică, deci cheltuiala o mers numai pentru o măstoare aceea. Și vă se vine și așa tare, eu hrănesc 6 copii. Au la altceva reparație, o copiică n-ați dat. Păi dacă am găsit 1,5 milion pentru școala din Cherță, bravo, vouă, bine că o faceți, eu sunt de acord toate școlile reparate. Dar dintr-o 1,5 milion, să te 2000 de lua, de grini și dat la cei care și acei toți copii. Categoric nu, doar asta nu a fost că nu era de unde. Poate cei că nu vrem. Ca să simtă părinții și la fel și Crehănești. Să simtă că merg spre moarte treptată și să plece de acolo.
ce e tăpășiță? Nu, noi suntem de fapt dumneavoastră. Avem un comun, locuitori, părinți. Și vedeți ce o să spui ei. Din august, la ce să nu știe